Poliția română a fost sesizată cu privire la existența mai multor cazuri de tentative de fraude online prin mesaje e-mail în care anumite persoane și-ar fi atribuit identitatea unor alte persoane cu funcții de conducere din cadrul structurilor de aplicare a legii Europol, Interpol, FBI sau Poliția română. În aceste cazuri, victimele ar fi fost informate că fac obiectul unor presupuse proceduri judiciare ca urmare a accesării unor site-uri în care sunt prezentate acțiuni cu un caracter sexual explicit săvârșite de minori. Potrivit unui comunicat emis de Poliția română, persoanele bănuite ar fi solicitat plata unor sume de bani cu titlul de amendă penală într-un termen scurt, sub sancțiunea demarării unor proceduri judiciare și emiterii unui mandat de arestare preventivă pe numele destinatarului e-mailului. Cu privire la acest tip de fraudă cunoscută sub denumirea Government Impersonation Scams, instituțiile de aplicare a legii la nivel internațional au transmis mai multe mesajuri publice de informare a populației ce pot fi găsite la următoarele linkuri. În situația în care primiți astfel de e-mail-uri nesolicitate, polițiștii vă recomandă să nu răspundeți și să nu accesați eventualele linkuri sau atașamente. Pentru a nu deveni victimele unor fraude online, polițiștii vă recomandă să nu comunicați datele personale ori financiare către persoane necunoscute care vă contactează în mediul online, să nu accesați eventuale linkuri și să nu deschideți fișiere primite de la persoane necunoscute. De asemenea, puteți accesa www.siguranțaonline.ro și vă puteți antrena pentru a recunoaște cele mai frecvente amenințări online.